Casa Națională de Pensii se pregătește pentru creșterile de pensii de la 1 ianuarie 2024. De săptămâna viitoare începe tipărirea cupoanelor cu noile sume. Toate pensiile vor fi majorate cu 13,8%. Mai puțin de o lună a rămas până când românii vor primi pensiile majorate. Este vorba despre indexarea de 13,8% cu rata inflației pentru toți pensionarii. De săptămâna viitoare, Casa Națională de Pensii începe și tipărirea noilor cupoane care conțin majorările, a anunțat directorul instituției Daniel Baciu. Schimbările majore vor veni din luna septembrie a anului viitor, odată cu recalcularea. Sunt pensionari care vor beneficia de creșteri de peste 70%. În bani, asta înseamnă undeva între 1500 și 2000 de lei plus pentru bunici. Casa Națională de Pensii se pregătește pentru creșterile de pensii de la 1 ianuarie 2024. De săptămâna viitoare începe tipărirea cupoanelor cu noile sume. Toate pensiile vor fi majorate cu 13,8%. Recalcularea va începe când se va termina digitalizarea dosarelor de pensie, care a ajuns la peste 95% potrivit șefului Casei Naționale de Pensii. Avem un exemplu aici în față care a avut un stagiu de cotizare contributiv de 37 de ani. În momentul de față are o pensie în plată. Vorbim de luna decembrie de 2257 de lei. La data de 1 ianuarie 2024, când avem acea indexare de 13,8%, pensia va fi majorată de la 2257 de lei la 2569 de lei, începând cu data de 1 septembrie, rezultând o pensie de 3873 de lei, care în cazul acesta este o creștere de 71,6%, de cât primește în prezent respectivul pensionar, a mai spus Daniel Baciu, președintele Casei de Pensii, relatează Antena 3.ro.